Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Coin Master, stăpânul monedelor. Azi vă voi explica un pic despre un concurs pe care îl organizăm pe pagina de Facebook, pe grupul de Facebook și cât și pe canalul nostru de YouTube. Da, să trecem la explicație. Deci, având în vedere că zilele trecute am atins pragul de 500 de abonați la canalul nostru de YouTube, m-am gândit să fac un concurs pentru a compensa acest lucru și să ofer 3 premii care sunt următoarele. Premiul 1, 75 de euro, premiul 2, 50 de euro, premiul 3, 25 de euro. Deci, acest concurs vi l-am relatat și mai zilele trecute în live-urile mele, chiar și în canalul de YouTube, am menționat în unul sau alt clip care le-am făcut pentru secvențe, da, și pentru fiecare eveniment care a fost necesar să-l fac. Da. Bun, acum să trecem la reguli, condiții și sfaturi pe care orice participant la acest concurs trebuie să le îndeplinească. Deci concursul, vă mai menționez niște lucruri, concursul îl organizez eu personal, premiile le trimit eu personal la câștigători. În orice mod posibil care dorește câștigătorul respectiv. Bun, deci câștigătorul sau câștigătoarea va fi cel sau cea care obține cele mai multe like-uri la această postare. Deci, la această postare, care dumneavoastră o să o găsiți în grupul nostru de Facebook și în pagina noastră de Facebook, redactată, corespunzător, imediat după titlu va fi un link, deci linkul concursului reprezintă clipul acesta care eu vă explic regulile concursului și sfaturile și condițiile care trebuie să le îndeplinească participanții. Da? Deci, dacă vreți, vă mai repet încă o dată, câștigătorul sau câștigătoarea va fi cel care obține cele mai multe like-uri la distribuirea acestei postări sau la postare, nu mă interesează. Dumneavoastră luați frumos această postare, o distribuiți, puteți să o distribuiți chiar direct în Facebook-ul dumneavoastră personal, nu mă interesează unde distribuiți, înțelegeți? Eu vreau să văd like-urile verificate prin un... deci, cum pot să verific eu? Bun, îmi trimiteți imediat, o să vă explic în continuare condițiile, îmi trimiteți poză frumos cu postarea și like-urile, da? Eu văd, de exemplu, să zicem, persoana XY are 180 de like-uri. Bun. Acum trebuie să verificăm. Cum verificăm? Una dintre condiții care o să vă relatez în continuare este de a trimite poză, da? Și linkul postării. Linkul postării, eu îi dau pe link-ul, intru și văd postarea. Oricine poate să o vadă. Văd postarea. Păi postarea nu are 182, că are 10. Ce demonstrează asta? Persoana respectivă a făcut Photoshop și a pus acolo 182 de like-uri. Nu merge. Eu vreau link-ul. Înțelegeți? Dumneavoastră, în fața tuturor participanților, trebuie să-mi trimiteți poză cu postarea, da? Dar, după aceea, când se determină câștigătorul, eu o să iau fiecare postare în parte care are cele mai multe like-uri, înțelegeți? Și o să le verific personal. Personal prin linkul care dumneavoastră mi-l trimiteți. Bun, să continuăm cu regulile acestui concurs. Deci, regula numărul 1 este distribuirea la această postare și poză cu dovada acestei distribuiri. Poate să fie, v-am spus și vă repet, pe Facebook-ul personal, adică să vadă numai prietenii dumneavoastră, poate să fie pe o pagină sau pe un grup de Facebook. Unde doriți dumneavoastră. Asta este prima regulă principală care trebuie îndeplinită. A doua regulă este
tag sau etichetare la un minim de 20 de persoane din lista dumneavoastră de prieteni la share sau la distribuirea acestei postări. Ce înseamnă asta? Bun, să zicem că dumneavoastră acum intrați în concurs, citiți concursul și îi dați cu prima regulă să distribuiți această postare. Bun, știți cum să distribuie, nu? Cine nu știe, îmi pare foarte rău, învățați cum. Distribuiți postarea, dar acolo în distribuire dumneavoastră trebuie să etichetați 20 de prieteni din lista dumneavoastră. Recomandat este 20 de persoane care ar juca Coin Master. Înțelegeți? Dar dumneavoastră puteți să etichetați sau să tăguiți pe cine doriți dumneavoastră. Nu mă interesează că joacă Coin Master sau nu. Înțelegeți dumneavoastră, doar să dați o etichetare la 20 de persoane. Acum ce specific aici? Eu am specificat un minim, un maxim nu există. Puteți să tăguiți sau să etichetați 100 de persoane, nu mă interesează, dar să fie în acea postare. Nu știu dacă Facebook-ul permite la mai mult de 50 de persoane, dar nu știu, dumneavoastră încercați. Eu un minim de 20 de persoane tăguite în acest concurs. Atât mă interesează, dumneavoastră dacă tăguiți la 100, e mai bine pentru dumneavoastră, pentru că atrageți privirea la mai mulți prieteni și puteți obține mai multe like-uri, da? Bun, acum trecem la a treia regulă, care este comentariu și like în linkul de mai sus al clipului meu de YouTube, cu următorul număr de ordine care îl aveți în momentul în care accesați linkul. Bun, acum să vă explic ce înseamnă lucrul ăsta. Lucrul acesta înseamnă, deci dumneavoastră accesați linkul clipului de YouTube, adică linkul acestei explicații care eu o realizez acum și o relatez acum pentru dumneavoastră, cu explicația concursului pas cu pas de la A la Z. Da? Bun. Asta înseamnă că dumneavoastră intrați, accesați linkul și comentați jos, deci dați un like, da, la un like la această postare și comentați cu un număr de ordin. Ce înseamnă număr de ordin? Intrați frumos în postare și vedeți comentarii. A comentat A, B, mă refer nume, A, B, C sunt nume. Bun, acum să zic altfel. A comentat Liviu, Marcel, Viorel, Ionel, Topor, Varză, Coliflor și maimuțica albastră. Înțelegeți? Bun. Deci au comentat persoanele acestea. Fiecare persoană când comentează, de exemplu, a comentat Ionel, pune numărul 1. El e primul care a intrat în acest link. Pune Ionel, pune Ionel, numărul 1. Vine Liviu. Liviu se uită că Ionel a pus numărul 1, el pune numărul 2. Acum vine Maria. Maria a văzut că Ionel și Liviu 1, 2, ea este a treia persoană. Pune numărul 3. În continuare. Înțelegeți? Vine Lavinia. Se uită, 1, 2, 3, 3 persoane, au pus 3 numere, eu sunt a patra, pun numărul 4. Vine Mustafa, se uită, 1, 2, 3, 120 de persoane, bun. Acum eu sunt a 121 persoană, pune 100 de, Mustafa 121. Și tot așa, consecutiv, până se împlinesc 150 de persoane. Deci, acum să îi dăm în continuare, deci v-am explicat. Dacă dumneavoastră mai aveți lămuriri, vă rog frumos, comentați frumos în postările din Facebook, de pe pagină sau de pe grup la această postare. Această postare, cât timp durează concursul, va fi mereu, 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 în pagină și în grup, prima postare. Deci dumneavoastră nu aveți pierdere, nu trebuie să o căutați pe nicăieri. Cum intrați și accesați grupul sau pagina, va fi prima postare din grup sau din pagină, oameni. Bun, acum... Sunt încă niște reguli, subreguli, față de cele trei care vi le-am relatat mai înainte, înțelegeți? Și sunt următoarele. Deci, câștigătorii se vor determina la un minim de 150 de persoane unice care participă revizuite în prealabil. Deci, oameni buni, jucăm un concurs, nu putem să păcălim. Și oferă niște premiuri, bineînțeles, mă bucur, am obținut cele 500 de abonări ale dumneavoastră, dau niște premii, dar premiile nu le pot da gratis, adică trebuie să cumva să realizați ceva, să faceți ceva, înțelegeți? Vreau ca
să mi se demonstreze că 150 de persoane sunt atente la acest canal, înțelegi? Aceea este o recompensă care o plătesc eu, dar vreau și eu la rândul meu o altă contrarecompensă în schimbul acestor premii, da? Deci, vă mai repet încă o dată, deci astea sunt niște reguli standard care vi le-am pus, dar vi le repet ca niște reguli normale, deci acest concurs, ca să determinăm un câștigător la sfârșit, deci după o săptămână, două sau chiar trei, da? Bun, trebuie să avem 150 de persoane minim participante. Da? Puteți să participați 300 de, 500, 1000 de persoane, nu mă interesează, 10.000 de persoane, dar minimul este de 150. Deci este pus un minim, maxim nu este pus. Bineînțeles că maximum convine și mie, cu cât mai multe persoane, cu cât mai bine, înțelegeți? Dar minimul trebuie să fie 150 de persoane. Da. Bun. Verificările, deci vă repet, în acest clip, de multe ori, scuzați-mă că mă repet, verificările se fac înainte să se determine câștigătorul sau câștigătoarea. Va fi, cum se va determina? Va fi un live, da? De o oră, o oră jumate, două, depinde, nu știu, câți participanți sunt, și verificăm împreună, în live, verificăm, nu e nicio înșelătorie, nicio nimic din partea nimănui, verificăm toate persoanele care s-au înscris, una câte una, câte like-uri are X, câte like-uri are Y, câte like-uri are fiecare persoană, și când determinăm persoanele care au cele mai multe, atunci determinăm câștigătorul sau câștigătoarea, da? Bun. Acum mai este încă o problemă. Deci, cei care încearcă să trișeze, să păcălească, etc, etc, gen, da? Vor obține bani permanent sau bloc din pagină, din grupul nostru de Facebook, chiar și în canalul de YouTube. Deci nu accept persoane care încearcă să fenteze. Bun. Acum vorbim de persoane care nu prea se pricep și alea. Îmi pare foarte rău. Nu vă pricepeți, întrebați-mă. Nu participați și între ghilimele credeți dumneavoastră, a, gata, am participat, am pus eu acolo un comentariu, hai pa. Nu, trebuie să îndepliniți toate condițiile care eu vi le relatez. Înțelegeți? Condițiile sunt pe scurt postate în absolut fiecare pagină sau grupul meu de Facebook. Ați înțeles? Bun. Acum trecem în continuare. Extra, care este extra? Extra este în felul următor, la cât mai multe persoane facem tag sau etichetăm, bineînțeles v-am zis pe scurt un pic mai înainte, mai multe șanse avem de a câștiga. Deci, dacă dumneavoastră tăguiți la 50 de persoane și chiar dacă nu mă interesează, dumneavoastră puteți face ce vreți, vă rugați de persoana respectivă, băi, Nea Vasilică, Dumitrache, Ionel, Gheorghiță, pune-mă și mie un like acolo, că uite, participi la un concurs și un altă. Bun, acea persoană, dacă vrea să participe și ea, este binevenită. Înțelegeți? Este un câștig, este un câștig care eu îl ofer, nu contează, joacă Coin Master sau nu. E recomandat ca acel participant să joace Coin Master. Dar acum, dacă nu participă și să zicem că este o verișoară de-a noastră, o bunicuță, o mămică, un frate, o soră, nu nicio problemă. Eu, dacă el a câștigat, XY a câștigat, eu înmânez premiul, nu nicio problemă. Înțelegeți? Bun. Și încă o recomandare de sfârșit, oameni buni, înainte să încheiem acest videoclip, este să invitați și prietenii dumneavoastră pentru a participa și vă a oferi aceste like-uri de care aveți dumneavoastră nevoie. Înțelegeți? Bun. Acum, pentru cei noi veniți, dacă vreți să mai participați la asemenea concursuri, da? Vă rog frumos, abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați acel clopoțel. Este foarte important, chiar și pentru cei care sunteți deja abonați, înțelegeți? Este foarte important să apăsați acel clopoțel pentru a fi anunțat ori de câte ori postez eu câte un clip. Bineînțeles, pe parcursul acestor săptămâni, luni, zile, în acest timp, care vom fi aici împreună mereu, voi posta în permanență concursuri, voi posta secvențele de la eventurile Coin Master. Înțelegeți? Cei care mă cunoașteți deja știți destul de bine că evenimentele sunt calculate de mine personal. Secvențele le fac cât mai scuzați, cât mai perfecționiste posibil.
pentru ca dumneavoastră, dragi prieteni, dragi urmăritori, dragi jucători, să câștigați, să aveți un profit cât în monede coins sau în spin, da? Bun, deci, vă repet încă o dată, oameni buni, vă rog frumos, apăsați acel clopoțel, abonați-vă imediat, pentru că, nu știu, canalul de YouTube se dezvoltă foarte, 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 foarte repede. Vă mulțumesc celor care v-ați abonat. Datorită dumneavoastră, și eu, și dumneavoastră, veți avea un beneficiu, înțelegeți, premii, puteți fi unul dintre câștigători, înțelegeți, nu mă interesează de câte ori participați, nu pun reguli, dacă ai participat în concursul anterior, să nu participi acum sau etc., etc., nu mă interesează, oricine poate să participe, pe oricine îl aștept cu drag să participe. Și ce să vă mai zic, oameni buni, vă doresc un joc plin de profit, de coin și spinuri, vă pup pe toată lumea, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, la revedere!